Sunt elevă clasa 9, așa am foarte puțin timp liber, însă totuși găsesc printre toate care le am să pot să-mi fac timp să cos și să citesc. Cusutul este așa o tradiție și a neamului și în școală am avut un cerc și acum este în prezent care ne determină să ne dezvoltăm capacitățile noastre de fată, de feminitatea noastră, cusând și astfel putem continua mai departe ceea ce ne-a lăsat străbunii.